Salutare utilașilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox Brookhaven. Astăzi o să vorbim despre ceva foarte, foarte interesant și anume despre hackerul Jenna. Dacă nu știți cine este Jenna, o să aflați pe episodul de astăzi și trebuie să știți că ea vrea să șteargă toate conturile fetelor de pe Roblox și să rămână toți băieții doar pentru ea. Oh, mamă cum sună, e atât de creepy. Și pe lângă asta o să încerc să trolez abonații, o să mă transform eu în Jenna și o să încerc să le spun că o să le șterg conturile. O să fie super super amuzant, așa că rămâneți până la finalul episodului. Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Dacă nu știați până acum, există o hackeriță care se numește Jenna și o să intrăm chiar pe contul ei de Roblox ca să vă arăt contul și o să vedeți că are ceva foarte interesant și în descriere scris. Hai să mergem pe contul ei. Acesta este contul lui Jenna și se numește A Girl Jennifer. Mamă, i-am găsit contul adevărat. Ok, ceea ce mi se pare super super interesant este faptul că acum are descrierea ștearsă. Scrie aici content deleted. Deci efectiv și-a șters descrierea, deși astăzi avea o descriere care spunea în felul următor. Era ceva de genul. Spunea că dacă suntem pregătiți pentru ce urmează să se întâmple în data de 7 februarie. Momentan suntem pe 8, nu pare că s-a întâmplat nimic, însă poate Jenna pune ceva la cale. O să fie super super amuzant, udinașilor. O să puteți să le faceți farse prietenilor voștri. Eventual vă luați acest skin de Jenna și le spuneți în felul următor: am venit să vă iau contul, eu sunt adevărata Jenna. Cred că o să vă distrați super super tare după ce o să vedeți acest episod. În primul rând o să vă arăt varianta gratis de Jenna pe care puteți să o faceți cu toții. Pentru asta o să intrăm la avatar. Sunt pe contul lui Foxy de Roblox pentru că ea are deja skinul de fată și vreau să vă spun în felul următor ce trebuie să faceți. În primul rând, aveți nevoie de corpul woman. După ce v-ați luat corpul woman, trebuie să vă țineți capul care este de woman. După aceea aveți nevoie de mâini care sunt de woman, deci mâna stângă, mâna dreaptă, și aveți nevoie și de piept. Pieptul să fie tot de woman. După care efectiv vă scoateți picioarele, da? Deci picioarele nu trebuie să le aveți selectate deloc și obțineți corpul lui Jenna. Cam așa arată Jenna. Haideți să intrăm acum pe Brookhaven și să vedem dacă putem să facem varianta gratis de Jenna. Opa, și am intrat acum pe Brookhaven. Cam așa arată corpul de Jenna și haideți să îi căutăm în primul rând părul, da? Începem cu părul pentru că are o freză pe care nu o poți uita. Părul trebuie să fie undeva aici, o să poată să și-l pună toată lumea. Hai să ne uităm să vedem dacă îl găsim. Uite-l, gata băi, l-am găsit. Acesta este părul lui Jenna. Și acum să căutăm o față asemănătoare, pentru că din păcate nu există exact aceeași față, dar dacă mergem la fețe o să vedeți că există una care seamănă foarte mult și anume aceasta. Mamă, băi, deci este deja atât de asemănătoare cu Jenna cea reală și varianta asta este gratis. După ce ați reușit să faceți asta, mai aveți nevoie de ceva super super simplu și anume o costumație care să semene cu a lui Jenna, însă din păcate nu avem ca să zic așa pantalonii aceia scurți cu dresurile acelea, deci trebuie să improvizăm puțin și ar trebui să găsim ceva care să semene și cred că este pe undeva pe aici costumația. Stați așa că o caută hudinașul acum și ar trebui să fie și free, adică asta trebuie să fie, ia să vedem. Da băi, da, numai că trebuie să scot și bluza.
Ia uitați-vă, băi, deci e 100% Jenna, singura diferență este puțin la culoarea de la pantaloni și eventual dresurile, pentru că din păcate nu avem dresurile pe Brookhaven, dar arată identic, da? Să-mi scrieți voi acolo în comentarii dacă vă place această variantă, este gratis, puteți să vă faceți cu toții și să le faceți farse prietenilor voștri, așa că pregătiți-vă pentru că Jenna apare în Brookhaven. Și acum vreau să vă mai arăt și varianta numărul 2, care este mai costisitoare și dacă v-ar plăcea și aceasta, puteți să investiți cred că undeva la 75 de Robux și o să aveți varianta pentru totdeauna. Hai să vedem. O să intrăm din nou la avatar. Înainte să mergem la avatar să selectăm hainele, vreau să vă spun că dacă sunteți pe contul lui Jenna, adică A Girl Jennifer, de aici puteți să vă luați mai simplu, de exemplu, hainele, poate chiar și părul, însă eu vă sfătuiesc să vă cumpărați următoarele, da? Deci trebuie să vă cumpărați fața, care costă undeva la 70 de Robux, da, deci e 70 fix, ca să aveți fața lui Jenna, și mai puteți să vă mai cumpărați neapărat, să zicem, și hainele, da? Să aveți exact aceleași haine, care sunt foarte ieftine, și anume 5 Robux. După ce v-ați luat astea două, restul puteți să le puneți din Brookhaven, așa că nu trebuie să le cumpărați, însă dacă vreți să intrați pe alte servere, într-adevăr atunci trebuie să vă luați și părul ca să se potrivească și pe alte servere, să vă apară tot skinul. Părul costă 80 de Robux și nu e chiar atât de scump, însă dacă vreți să ieșiți mai ieftin și să consumați doar 75 de Robux și vă cumpărați fața și pe lângă asta și hainele. Hai să dăm la avatar să vedem acum, să alegem frumos fața aceasta a lui Jenna și hainele, după care o să intrăm pe Brookhaven. Opa, deja se vede ceva aici. Ia uitați-o pe Foxy, se transformă din ce în ce mai mult în Jenna. Opa, și acum m-am întors pe Brookhaven. Hai să dăm puțin să resetăm caracterul și după aceea o să ne facem cel mai șmecher skin, adică skinul lui Jenna cea reală. Hai să vedem, ar trebui acum să ne schimbăm părul repede ca să nu ne recunoască nimeni, să nu-și dea seama nimeni că e Foxy de fapt aici, care sunt de fapt eu. Hai să căutăm părul repede. Op, am găsit părul, după care scot repede bluza și dacă am scos bluza, gata frate, acum sunt Jenna cea reală. Abia aștept să mă duc să sperii niște abonați. Așteptăm puțin ca să intre abonații și până atunci o să încerc să îi speriu pe ceilalți. E o mașină de poliție aici? Jenna fură mașina de poliție? Băi, închisă? Serios, e închisă mașina de poliție? Ce polițist își ține mașina de poliție închisă, frate? Uite-o mă pe fata asta că fuge cu banii. Vino și dă-i banii la Jenna. Fetele nu au ce căuta pe Brookhaven. O să îți fur contul de Roblox. Aoleu. Băi, e nebunie mare cu Jenna și foarte multe persoane se sperie când o văd. Ceea ce mi se pare super, super amuzant. Cred că o să încerc să mă duc să intru și într-o casă sau ceva de genul ăsta. Mi se pare că am văzut pe cineva aici sus. Hai să vedem dacă putem să intrăm în această casă. E închisă, dar pentru Jenna nu este nicio problemă dacă avem casa închisă, pentru că Jenna poate să intre în orice casă. Hai să vedem, să punem ceva de genul ăsta sacu aici și... Oh, nu a mers, bă, serios? Ia să vedem aici. Gata, am reușit. Am intrat în casă și hai să văd dacă reușesc să speriu pe cineva. O să-mi pună toporul în funcțiune și intru direct cu toporul. Nu e nimeni aici, serios? Poate în partea asta altă. Oh, e Jenna! A venit Jenna cu toporul în casă. Aoleu, fata asta fuge pe aici. Eu sunt Jenna și o să-ți șterg contul de Roblox. M-a banat! Aoleu, am vrut să-i șterg contul de Roblox și n-am reușit. Hai să-i spun la fata asta, de exemplu. Hai să-i scriu că sunt Jenna. Îi scriem așa.
I am Jenna. I will delete your Roblox account. O să le șterg contul de Roblox. Gata, toate fetele își vor pierde contul de Roblox. Eu sunt Jenna cea adevărată. O să încerc să o răpesc pe fata asta să văd dacă pot. Yes, a zis că da. Aoleo, mă duc să îi șterg contul de Roblox. Gata, cred că o duc într-o cameră secretă sau ceva de genul ăsta și acolo o să o pun ca să îi șterg contul. Uite aici. Ce că Jenna fake, Jenna ugly. Aoleo, au sărit toți pe mine. Aoleo, nu mă cred că sunt adevărata Jenna. Ok. Efectiv, nu mă cred că sunt adevărata Jenna. Ah, gata, am reușit să o aduc aici. Și aici o să fac experimente și o să reușesc să îi șterg contul de Roblox. Tu stai acolo, stai să-i scriem așa. On chair, please, pentru că este timpul pentru experimente, da? Trebuie să se așeze pe scaun. România, aoleo, e româncă. Eu sunt Jenna, nu sunt Foxy. Pune-te pe scaun. Îi scriem așa, pune-te pe scaun. Băi, dacă știam mai repede că e româncă. I-am furat contul de Roblox al lui Foxy și o să îl șterg. Sunt Jenna. Ok, ok. Dacă nu știați, și Foxy a făcut un episod despre Jenna, de fapt două episoade, și aș putea să spun că i-am furat contul din cauza că a făcut episoadele despre mine. Gata, frate, am scris! Da, am văzut episodul! E super! Holy moly! Băi, stai așa, cred că acum abonații cred că eu sunt adevărata Jenna. Sunt în laboratorul secret de la spital, dar să nu îi spuneți la Foxy că i-am furat contul. Bine? Ok, ok, ok. Le-am spus ca să nu-i spună la Foxy că i-am furat contul. Pentru că eu sunt adevărata Jenna. Ia uite aici ce drăguță e Jenna. Ești tare. Ia să vedem dacă mai vine cineva aici. Ok. Hai să le scriem așa să vedem dacă își schimbă cineva skin-ul repede. Dacă se face cineva băiat. Toate fetele vor rămâne fără cont. Dar Jenna nu poate să vorbească în română. Vorbesc cu Google Translate. Hai să vedem dacă schimbă cineva, dacă reușește cineva să schimbe. Pui, cineva așa a ieșit din joc. Holy moly, a ieșit din joc când a auzit. Ok. Dacă nu te faci băiat, o să rămâi fără cont de Roblox. Hai să vedem ce zice această fată. Ok, i-am scris. Oh, nu, fuge. Băi, s-au speriat, au fugit. Holy moly. Deci ați văzut, tudinașilor, că puteți să vă trolați prietenii super, super ușor dacă vă faceți skin de Jenna. Mie mi s-a părut super, super amuzant. Sper că nu s-a speriat nimeni foarte tare. Hai să scriem aici, glumeam. Eu sunt tudinașul de pe contul lui Foxy. Să scriu așa ca să nu se sperie abonații, dar v-am arătat exact cum puteți să vă trolați prietenii și eventual să-i faceți să-și schimbe repede skin-urile. Dacă au skin de fată, să se schimbe foarte, foarte repede în băieți. Mi se pare super, super tare. Să-mi scrieți și voi acolo în comentarii cum vi s-a părut și dacă v-ați speriat când ați auzit că Jenna o să vă fure conturile de Roblox și o să vi le șteargă și nu o să mai puteți să mai intrați niciodată pe ele, pentru că am văzut multă, multă lume care s-a speriat din cauza asta, deși Jenna este doar un mit și probabil că nu o să se întâmple nimic niciodată. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!